Ilia Olgoa Vasilescu, schimb de replici cu Klaus Iohannis, ce i-a cerut președintele și ce replica primit de la ministru. Ilia Olgoa Vasilescu a fost, mari, la Palatul Cotroceni, unde a mers, alături de premierul Viorica Dencil pentru a discuta, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis, despre legea salarizării. Vasilescu a dezvăluit, la Antena 3, un schimb de replici pe care l-a avut cu președintele Icare Aucato. Președintele ne-a spus să nu mai facem modificări la legea salarizării, ce principiile sunt corecte. I-a zis ce dacă facem iar modificări, ajungem la dezechilibru. Eu i-am spus ce vom mai face. A fost o cană, a spus Ilia Olgoa Vasilescu la Antena 3. Ministrul Muncii a adugat ce pe tema inflației, Iohannis ar trebui să discute cu Muguri Srescu-i BNR. I-am sugerat președintelui ce poate nu ar fi rău să invite i conducerea BNR la discuții. BNR face un joc, nu îmi dau seama împotriva cui. Anul trecut a permis băncilor să scadă garania pe care o aveau în România. Este foarte clar ce în loc să avem acuze ar trebui să ne bucurăm de sprijin. Nu poți să dai în guvern, în condiile în care s-au făcut eforturi uriașe să îi subintă de deficit. Sigur, este locii de mai bine, dar doar cine este de rea credin nu poate vedea eforturile pe care le face acest guvern, a spus Vasilescu.